Câștigarea primului tur al alegerilor prezidențiale de către Călin Georgescu a scos tinerii în stradă. Dacă la început de săptămână aceștia au protestat doar în București, manifestațiile s-au extins și în marile orașe ale țării. La Sibiu, mai bine de 250 de tineri au protestat în Piața Unirii. Aceștia spun că își doresc ca un președinte cu orientări pro-europene și pro-NATO. Nu vor să audă de fascism și idei comuniste, chiar dacă mulți dintre ei nu au trăit în aceste regimuri. Știu însă de la părinții și bunicii lor și chiar din cărțile de istorie cât de mult rău au făcut României regimurile totalitare și influența Rusiei. Suntem aici pentru a atrage atenția asupra pericolelor la care ne expunem dacă avem de gând să alegem în al doilea tur al prezidențialilor un candidat care este îndreptat către răsărit. Eu și la fel nici colegii mei și sunt sigur că mai mulți din generația mea nu ne identificăm cu acest mesaj. Suntem total împotriva celor spuse de acel candidat care se regăsește în președintele Rusiei, Putin. Și noi vrem să rămânem totuși în Europa cu acele valori europene la care am aderat în urmă cu câțiva zeci de ani. Pentru care am luptat atâta timp, eu nu, dar părinții mei și bănuiesc că și dumneavoastră ați luptat, după 89 să rămânem îndreptați către vest, către Occident. Acesta este răspunsul meu. Dragomir Robert. Cine sunt? Că colegii tăi sau cum v-ați spus? Am fost aseară pe live, pe Instagram, acel live-ul care relatau protestul din București. Acolo am pus mai multe întrebări, care suntem pentru Sibiu și am decis să iau hotărârea să organizez acest protest, deoarece am văzut că suntem foarte mulți care dorim să participăm la astfel de evenimente. Ne mulțumește dezinformarea populației. Populația este dezinformată. Avem nevoie să știm istorie. Cu cât mai multe informare din surse sigure ne ajută să scăpăm. Avem nevoie de democrație. Votăm democrația. Antifascista! Alerta! Alerta! Antifascista! Alerta! Alerta! Antifascista! Alerta! Alerta! Antifascista! Ne mulțumesc de faptul că democrația în România, pentru care foarte multe rude de-a noastră în 1989, e pusă în pericol de un proto-revoluționar. Și tinerii vor să trăim într-o țară liberă, indiferent dacă dictatura ar însemna mai multă protecție. Preferă libertate de către gândire. În bula voastră, așa de pe online, a existat acest candidat? Știați despre el? Nu. Până să se voteze sau să apară chiar în vârful celor votați, nu am știut de existența lui. Și trebuie să spun că pentru toți a fost o surpriză. Am ieșit pentru că dorim o schimbare, dorim să urmăm cursul pro-atlantic, pro-european și dorim să scăpăm de acest legionar fascist. Am ieșit pentru drepturile noastre, pentru ce credem noi, pentru pro-Europa. Nu ne dorim fasciști, nu ne dorim legionari. Nu vrem să avem la conducere oameni pro-ruși. Vrem să fim pro-Europa, pro-NATO și pro-vest. Iubirea de țară nu e legionară, make love not war, și în turul 2 votați și vă informați au fost doar câteva dintre sloganurile pe care tinerii le-au scandat în cursul serii de marți. Protestele vin după ce în cursul zilei de luni s-au făcut publice rezultatele finale ale primului scrutin al alegerilor prezidențiale. Conform acestora, pentru lupta pentru turul 2 al prezidențialelor s-au calificat independentul Călin Georgescu și userista Elena Lasconi. Cel din tâi este denumit de către internauți președintele TikTok-ului, pentru că aici a reușit acesta să-și facă publicitate, dar și să-și atragă alegătorii noi. Călin Georgescu a devenit instant un personaj controversat după ce au ieșit la lumină declarații ale sale, în care își arată orientarea răsăriteană, admirația pentru Putin și condamnă existența Uniunii Europene și a NATO. Declarațiile controversate nu se opresc însă aici. Acesta a spus în diferite interviuri că nu înțelege de ce trebuie să le fie oferite femeilor flori, a condamnat femeile că aleg să nască prin operație cezariană, în detrimentul nașterii naturale. A spus că sucurile carbogazoase conțin cipuri și că apa conține mesaje divine și tocmai de aceea firmele o îmbuteliază în sticle de plastic astfel încât presupusul mesaj să nu ajungă la populație. De teamă că ar putea pierde electorat în cursul serii de marți, acesta a postat mai multe filmulețe pe contul de TikTok alături de soția sa, în care practic își contrazice afirmațiile anterioare legate de Uniunea Europeană și NATO.
Protestul de marți seara de la Sibiu a avut parte și de mici incidente. Un tânăr a atacat protestatarii cu petarde. Este vorba despre un adolescent de 17 ani. Polițiștii au pornit pe urma lui și l-au prins în doar câteva minute de la comiterea faptei. Asupra acestuia s-au găsit mai multe articole pirotehnice. Băiatul a fost dus la secție unde au fost întocmit un dosar penal. Din fericire, nu au existat victime. În seara zilei de 26 noiembrie, în jurul orei 20:15, polițiștii sibieni au fost solicitați să intervină în zona Piața Unirii, în municipiul Sibiu, unde un tânăr ar fi aruncat cu materiale pirotehnice spre participanții la un protest. Tânărul a fost depistat, este vorba despre un sibian în vârstă de 17 ani, iar asupra sa au fost găsite mai multe materiale pirotehnice de tip FP3 și P1. Incidentul nu s-a soldat din fericire cu victime. Persoana a fost condusă la sediul Poliției Municipiul Sibiu pentru lămurirea situației, în cauză fiind deschis un dosar penal în care se efectuează cercetări in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii de efectuarea fără drept de orice operațiuni cu articole pirotehnice. Cercetările sunt continuate la nivelul Poliției Municipiului Sibiu sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Sibiu. Polițiștii le reamintesc sibienilor că folosirea necorespunzătoare a articolelor pirotehnice, folosirea de pirotehnice din categoriile interzise comerțului, dar și comercializarea fără drept a acestora se pedepsește cu amenzi, dosare penale și chiar închisoare. Primul scrutin al prezidențialelor a fost contestat la CCR, sunt depuse deja două cereri de anulare. Cristian Terheș și Sebastian Constantin Popescu sunt contestatarii scrutinului. Aceștia consideră că Georgescu a fraudat alegerile înșelând electoratul prin campania dusă pe TikTok. Aceștia contestă de asemenea și spusele candidatului desemnat câștigător al primului tur al alegerilor prezidențiale. În timp ce Călin Georgescu spune că nu a plătit nici măcar un leu pentru campania electorală în mediul online, au apărut deja informații conform cărora unii influenceri au primit bani pentru serviciile prestate în mediul online, chiar dacă nu au spus cu subiect și predicat despre ce candidat este vorba. Curtea Constituțională se întâlnește joi, începând de la ora 11, pentru a dezbate cele două contestații. Dacă cele două plângeri vor fi respinse, românii sunt așteptați la urne în data de 8 decembrie pentru a vota unul dintre cei doi candidați rămași în cursa pentru Cotroceni. Apropierea primei luni de iarnă autentică vine cu o creștere a numărului de viroze. S-au înregistrat aproape 1700 de cazuri de îmbolnăvire, cele mai multe la copii și la persoane încadrate în vârstă de populație activă. Din fericire, în majoritatea cazurilor a fost vorba despre forme ușoare de boală. În creștere a fost și numărul de cazuri de afecțiuni pulmonare. S-au înregistrat 318 cazuri de pneumonie. Aici procentul de internări a fost de aproape jumătate din numărul total de îmbolnăviri. Cei mai afectați au fost cei cu vârste de peste 50 de ani. Reamintim că respectarea riguroasă a măsurilor de igienă bine cunoscute deja, alături de vaccinarea antigripală, mai ales la grupele la risc, constituie mijloace eficiente de protecție și de reducere a numărului de îmbolnăviri. Medicii sfătuiesc pe sibieni să profite de faptul că la momentul de față nu avem încă epidemie de gripă și să se vaccineze împotriva virusului sezonier. Recomandarea de vaccinare vine în special în cazul persoanelor care au peste 65 de ani, suferă de boli cronice, de afecțiuni autoimune sau își desfășoară activitatea în spitale și centre de îngrijire socială. Vaccinarea este gratuită pentru categoriile de risc și subvenționată cu 50% în cazul persoanelor din categoria generală de populație. Imunizarea se face în cabinetul medicului de familie. Avem încă un an fără paradă militare la Sibiu. Reprezentanții prefecturii anunță că în Sibiu vor avea loc manifestări dedicate Zilei Naționale începând încă de vineri. Acestea vor dura până duminică inclusiv și vor consta în principal din depuneri de coroane. Vineri, începând cu ora 10:30, la Monumentul Eroilor din Boița, vor fi depuse coroane și gerbe de flori. Sâmbătă, începând cu ora 12, depunerile de coroane se mută în Hamba. Tot sâmbătă, începând cu ora 13, o ceremonie similară va avea loc și la Monumentul Eroilor din localitatea Șura Mare. Duminică, pe lângă alegerile parlamentare, sibienii sunt așteptați și la ceremoniile dedicate Zilei Naționale ce vor avea loc în municipiul Sibiu. La ora 9 va avea loc o ceremonie de depunere de coroane și gerbe de flori la Consiliul Dirigent. La acest eveniment vor participa reprezentanții ai municipalității sibiene, ai administrației județene, ai prefecturii, dar și ai garnizoanei Sibiu. O oră mai târziu, manifestațiile se mută la Monumentul Ostașului din toate timpurile din fața cercului militar. La depunerea de coroane de aici vor participa și reprezentanții ai Comandamentului Corpului Multinațional Sud-Est al NATO. Tot la cercul militar va fi deschisă până în 5 decembrie, zilnic, între 10 și 16, expoziția fotodocumentară dedicată Zilei Naționale a României. În paralel, tot aici vor avea loc proiecții de filme.
Braconier de pește prinși de polițiștii sibieni, oamenii legii au deschis o anchetă după ce în cursul zilei de 26 noiembrie au depistat pe malul Oltului o barcă gonflabilă, 4 plase de pescuit cu lungim de până la 170 de metri și cantitatea de 33 de kilograme de pește. Suspecții în acest caz sunt doi bărbați cu vârste cuprinse între 23 și 40 de ani, originari din localitatea Colun. Cei doi sunt bănuiți că în seara zilei de 26 noiembrie, în jurul orei 19, ar fi pescuit ilegal pe Olt, în apropiere de barajul hidrocentralei Colun. Cei doi sunt cercetați acum pentru deținere, utilizare și comercializare de unelte de plasă tip monofilament. Bărbații s-au ales cu dosare penale, cu bunurile, dar și cu peștele confiscate. Polițiștii secției de poliție rurală Porumbacul de Jos efectuează activități specifice pentru documentarea activității infracționale a doi bărbați cercetați penal pentru săvârșirea infracțiunii de braconaj. În fapt, cei doi bărbați de 23 respectiv 40 de ani, ambii din Colun, sunt bănuiți că la data de 26 noiembrie în jurul orei 19 ar fi pescuit ilegal pe râul Olt, în zona din apropierea barajului hidrocentralei Colun. Pe malul râului Olt, în zona unde cei doi ar fi pescuit, polițiștii au depistat o barcă gonflabilă, 4 plase monofilament cu lungimi variind între 60 și 170 de metri, precum și cantitatea de 33 de kilograme de pește. Bunurile au fost ridicate în vederea confiscării, iar peștele a fost predat unei unități specializate în vederea valorificării. Cercetările sunt continuate la nivelul secției de poliție rurală Porumbacul de Jos, sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Avrig.